În duminica Sfintei Cruci a treia din postul mare, Sfânta Liturghie a fost săvârșită la Catedrala Patriarhală de preasfințitul părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord. În cuvântul de învățătură, preasfinția sa a vorbit celor prezenți despre purtarea crucii și urmarea lui Hristos. Sfântul Ierarh de la Eghina ne învață că înainte de a spune Domnul crucea pe umeri, a privit-o cu ochii săi prea frumoși, a examinat-o cu rațiunea sa dumnezeiască, a verificat-o cu dreptatea sa neajunsă, a încălzit-o în inima sa plină de iubire, a cântărit-o ca să nu fie foarte grea. Cu mâinile sale milostive, și a binecuvântat-o după ce ți-a cântărit puterile. Ți-a pus-o pe umeri, cântărind-o și binecuvântând-o. Deci o poți duce. Urcă Golgota cu ea spre înviere. O altă zi închinată Sfintei Cruci este 14 septembrie, atunci când Biserica Ortodoxă sărbătorește înălțarea acesteia.